comunism aici. Ok. 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 Oh my god. Cum e posibil să pice din nou oamenii ăștia? Stai, ce? Evil Guest. Oh, ce fain. Oh my god. Asta e foarte șmecher. Eu nu știu absolut niciun tas pe harta asta. What the fuck e chestia asta? Trebuie să caut pe net. Caut pe net task-uri de pe Mira. Balconii. Unde naiba e balconii? Oh, wow. Sincer, nu cred că vreau să fac. Nu cred că vreau să fac neapărat chiruri. Vreau să dau ghes la oameni. N-am zis nimic. Deci vă bate joc, n-ați făcut un kill până acum. Bă, iar l-ați vorbit pe Teo. Chiar și-au bătut joc. Ok. Impostorii vă bate... avem vulpări. Am și o întrebare. Am și o întrebare. Ce rol are Dani? Pardon, ce e Dani e rolul ăsta? Ce Dani e rolul? Nu spune ce rol ai, că cred că știu. Bun, cu cine eram aici sus? Eram cu Carina în admin și office. Da, eram eu și mai era cineva. Și eu sunt cred în office. Cred că Pateu, era și Pateu. Nu știu eram, eram. Da, deci noi am fost departe de kill-uri, ca da, idee. Da, adică sunt la admin. Asta nu știu, că unde era kill-ul? Acolo adică nu era, că ne-am plimbat. Da, ideea e că nu știu că să vă spun. Teoș, dar nu adică nu știu. Da, nu știu că să vă spun de kill-ul, ca să-mi spuneți unde e toată lumea, că... Păi noi suntem toți undeva. Poți să zic ceva? Poți să zici? Bun, deci eu vreau să vă zic ceva, dar am nevoie să mă credeți toți de aici. Iar. Eu știu cine sunt impostorii. Cine, ia? Eu știu. Atât am vrut să zic, că eu știu cine sunt. Asta bă, e ca să te omori cine... Nu, stai să bă, te dea. Bă, eu zic să-l votăm pe Luca. Eu pe bune zic. Nu, că-i gest. Eu vreau să vă zic că Dani BH și impostorii. Ok, n-are cum să fi făcut toate test-urile. Eu vreau să ne distrăm. Să-l okay. Votăm pe Pink. Pink e cel mai suspect de aici. Bun, hai. Ok, deci okay. Mamă. Nu. Bun, fiți atent. Eu zic pe Rolby, hai. Da, e să votăm pe Rolby. Fiți atent, hear me out, hear me out. Pink, deci, cine vrea să impostorul. No, actually, dat skip, unul, că Rolby e... Bă, unul dintre impostori este supărat. Eu l-am votat pe Pink, nu știu voi. Acum. Unul dintre nu, l-am votat pe Rolby, dar mai bine dat skip, că sigur trolează că e jester. Trolează că e jester. Care era comanda aia în chat de a vedea ce face tot rolul tău? Slash mă. Mai slash votam. My role? No, sau se așa că mai role? Dar nu știu dacă merge pe mod pe Costa. Merge. Din nou, nu vreau să fac kill-uri, vreau să îi las pe ceilalți ai mei să fac kill-uri, pentru că eu sunt inaptă pe kill-uri. Ok. Mai dăm un saboteur, mai... Încerc și eu să mă duc acolo, să arăt că sunt implicată, că mame. Oh, fuck, no! Bun. Ce vrei Adri? Te-ai speriat, nu-mi ai. Spune, te-ai speriat. Zici tu Adri, zic eu. Nu știi să faci test cu plantele, ce? Nu, nu, nu. Hei, nu înțeleg de ce vă luați mereu de mine. În primul rând, să fie rușine ăluia care mi-a șters rolul. Aha, în al doilea rând, în prima rundă, eram vulture. Și m-am dus către cafeterie. Și acolo era mort cineva. Îi torni pe impostori că ți-au furat rolul. Da, păi ce se întâmplă aici? Nu cred așa ceva. Eu eram prieten cu Adri și mi-a scris, bă, vezi că stai aia. Iubiți, eram iubiți. Mă rog, prieteni, încă suntem în... Cineva mi-a șters rolul. Wow, Rodney! Adri, fă onorurile, cine sunt impostorii? Bă, deci din cafeterie, mort leșinat acolo, nu știu cine stătea, cred că săracul Dragoș sau Teo, nu știu, sigur. Probabil. Era. Și de acolo fugeau ZZ Andrei cu da, și eu eram Antonia Knuckle. Opa! Incredibil, Antonia Knuckle din nou. Da, deci pentru faptul că ZZ mi-a șters rolul, eu nu mai am încredere în el. Rodby, ai încredere în mine, eu nu sunt. Eu nici n-am fost acolo. Cineva mi-a șters rolul. Pe cine votăm primul?
ZZ. Nu, ZZ nu e, deci... Ok. Dacă m-ați fi ascultat în prima rundă, eu v-am zis, dar... Dacă m-a votat, e Jester! S-a pierdut arena, bun. Păi tu mi-ai zis că e Pink, mă, Luca, cum facem? N-am zis, am zis că e supărat și a dat skip. Păi da, poți să nu te superi când începe Rodby să vorbească, ești nebun? Da, pe bune, și mai supărat. Bully Rodby. Bun, și acum mai vorbim, mai? Da, da, da. Alex, Gabi, ce faci, prințul meu? Nu era nacă! E Luca, e Alex, Steve. Gabi, Alex, Gabi, sau Luca. Posibil, posibil să avem... Hopa! Păi noi avem un tif. Ești golan, Alex, Gabi. Ești vagabond. Ești vagabond, Alex? Vagabondule. Nu, cine era mai aici sus? Deci... Adri s-a dus să facă luminile, au rămas Knuckle cu încă cineva, nu mai știu cine, Rodby, ajută-mă. Cu Alex. Era Alex, da, Alex. Gabi, era pe aici. Ok, Alex, da. Gabi, ori Jackal și-a omorât impostoarea, că Knuckle sigur e și vă zic de ce, Knuckle a mai jucat cu noi și știa rolurile, gen, și ăsta e Razor-ul, l-am băgat recent și ea nu știa, știi că a întrebat gen cum vede ce face rolul, dacă era un rol normal, sigur știa. Deci eu zic că Knuckle sunt ăsta. Oricum era pe mute atunci când am zis despre ea, săraca. Deci eu zic că Alex Gabi a furat rolul. No, sau e Jackal, adică Alex tot Gabi. E Alex Gabi tot e ceva. Alex Gabi, da, și eu l-am văzut pe Alex Gabi, unde a fost reportul. Adică n-am văzut prea multe, dar am văzut numele și da, reportul. Bă, eu cu Pink și cu Pateu, cred că eram un reactor. Da. Lasă-mă în pace. Laborator, reactor. Eram acolo cu rolul meu de constructor. Unde e, mă, că nu găsesc pe asta? Constructor? Ești Bob? Da. Am hai, Alex Gabi, dă-ne o părere. Alex Gabi din țară. Romanule. Bun. Așa a fost. Așa să fie, cum am zis eu și Rodby și... Rodby și eu. Oare am câștigat? Nu. Bun, e Luca. Am Rodby să-ți iau. O să continui. Hear me out. Mi-e frică. Există un... Vreau și teorie. Să cum Luca ar putea să fi fost tip să fie omorât pe cineva să ia... De ce eu te... Mamă, Rodby, ce proști ești. Rodby iară face episoade cu troll. No, Rodby, nu, Rodby, a fost Jester, dar acum sunt crewmate. Rodby nu e nimic, că am stat eu după el. Deci fii atenți, eu zic, teoria mea și a conspirației, că cel mai probabil să fi făcut oricum alegerea bună, pentru că dacă e așa, Alex Gabi a furat rolul, da? L-am dat afară și dacă era ZZ, cum a zis și Adri mai devreme... Putem să mai avem un Jackal, dar să nu mai fie impostori. Jamal. Jamal. Acum nu știu. Să-mi încerc norocul. Acum Rodby a zis, tu ai zis chestia aia pentru ce s-a întâmplat runda trecută, doar că l-am găsit eu acolo. Dar da. Runda asta am stat cu tine, de exemplu. Și puteam da, să te omor, că erai foarte izolat. Mi-e frică de tine. Rodby, fugeam în jos când veneai spre mine. Ești un... Bine, băiat special? Da, nici nu s-au Adri făcut era vulturi și nu mai are rol. Nu s-a făcut, dar Rodby era blocat sus în mapă, adică puteam sus? La greenhouse. Puteam să-l omor la greenhouse. Adri a fost vulturi, nu mai are rol. Rodby era singur. A, da, și asta. Și a dacă ți-am spus, ascultă-mă. Nu, l-am votat. Mai zic o chestie. Ca să vedeți că nu sunt eu. Dacă v-am zis că Adri mi-a zis la început, ce înseamnă prieteni? Dacă eu sunt într-o relație deschisă cu Adri von B, ce înseamnă prieteni? Că sunt eu impostor, că eu nu cred că sunt. Poți să fii tip. E bine, și acum ce vrei să fac? Sunt nici. Nu, lăsați-mi-l în pace. Dar Luca, fă task-urile! Acum a intrat Luca aici. Bun, vreau să vă zic eu o chestie? Când am zis ce rol am, acum am prima oară. Ce rol am? Skip, mamă. Da, bravo. E Carina. E Carina. Asta cu Carina. A, nu, că am dat skip. De ce să fiu eu? Stai, ce? Că am auzit cum ai dat click. Da. Ăla a fost Luca. Eu nu-ți dat pe lângă Carina. Cum să se... Ce bulangiu. Hai că s-au auzit că am dat click dacă e... O să stau acum numai pe lângă ea și nu o să fac absolut niciun kill. Și
o să-i spun că stau pe lângă ea ca să mă creadă că nu sunt eu. Și las pe ai mei să facă treaba. Că sunt doi și au cum. Da. Care m-a urmărit, eu o să stau, o să stau numai lângă tine ca să ți arăt că nu sunt eu. O să stau numai lângă tine. Eu mi-am terminat task-urile. O să stau fix numai lângă tine și o să te urmăresc, numai ca să nu mai spui tu mie că eu sunt impostor. Dar nu i-am zis prima asta, de ce stai lângă mine? Da, de ce nu am zis prima asta? Ce ziceți voi că sunteți? Cum să vă zic eu, voi eram parte dreaptă, mă uitam pe... Sunt două femei panicate, eu ce nu înțeleg eu, gen, de ce a zis că e Carina random? Da, efectiv! Nu știu cine a zis. Cozaie. Nu știu de ce ziceți voi că sunteți impostori, când eu v-am zis din prima rândă că sunt impostor, dar nu mă votează nimeni. Bun. Deci Dani Bâhă e jester. Nu, eu eram jester, n-are cum să fie jester, să avem niște... Nu știu, vreau, eu vreau doar să știu cine a dat vina pe Carina random, așa. Rodby! Nu eu, nu, a dat deci, mai inițial. Când s-a Carina? Făcut kill-ul, a zis, da, e Carina, gen, what? A zis ceva că s-au zis click-ul. Click? Da, Rodby a zis chestia asta. Like, click-ul se aude de la votare, de la toate trăznăile. Da, 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 mai am puține task-uri și faceți task-uri. Când a murit Luca? Da, am votat pe Rodby, sincer, ca să trolez puțin. Ce-am votat? Ce-am votat, Rodby? Te pup, Luca. Bun. Rod viață. Eu te-am salvat, Rodby, ca să știi. Oh, bine. Pup. Eu eram jester. Dani, cred că gândim la fel. Hai să facem double, hai să facem double, hai să facem double. Hai să facem double, te rog. Ce ai făcut, bă, Dani? Ok, Asteca era cu mine. No, deci fiți atenți, mare animație de kill la Dani Bâhă, sunteți nebuni? What the fuck? La Dani Bâhă! Da. Pink, n-ai văzut bine? Comandăm ochii la noi, Pink. Eu efectiv n-am văzut absolut nimic. Că ați dat deci report primul... stunt. Nimic, Carina. Carina, cum n-ai văzut nimic? Bă, mai am un singur task. Păi știam că o să facă o mizerie cineva. Eu vreau și de asta să dăm skip. Nimic, pentru că ai dat kill de aia, Carina. Bă, eu atâta vă zic. Mare, Dani Bâhă, mare animație. Skip, okay, skip, pic, skip, skip, skip. Bă. Skip, că mai am un task. Păi, haideți. Care m-a votat? Bă, sunteți nebun. De ce n-a făcut double? De ce n-a făcut double că era meciul nostru? Pleacă Dani de lângă mine. Easiest game of my life. Bă, Carina, dar tu dacă i-ai auzit pe ăștia că nu mai au roluri, de ce nu i-ai da, dat de ce nu iei, pe crewmate? Da, ce ieși de Adrian și ce ieși de Rodby? Nu știam exact cum funcționează chestia aia. Da. Dani pleacă de da, lângă mine. Da, nu știam că rămân. Cream că poate primesc altceva sau chestii. Am vrut și eu să fac o troleașcă. Ce să facem? Eu nu pot să cred că ești așa ratat, Rodby, de-ai dat vina pe mine când eu mă vedeai că... Da. Gen, îți făceam sim și mergeam în jos când nu te omordeam. Hai că eu cred că mi-am ascultat tot playlist-ul până să termina meciul ăsta. A fost 17 minute de Mira un singur meci? Eu acum am zis că e Carina și mi-am dat seama că e Carina, începea să râde, se tot râdea pe mult. Am fost și eu rolul ăla Jekyll, Jackal, Giga, Giga, Giga. Jamal. Și Jamal ăla. Jamal. Jamal. Nu știam ce faci și nu găseam nicăieri și am făcut primele două kill-uri. Da, am făcut primele două kill-uri. Start. Și după am fost dat afară și mă... Ia să vedem. Oh, detective, that's nice. N-o să fac absolut nimic cu rolul ăsta, e cea mai useless chestie posibilă. Ok, acum chiar putem să mergem să ne facem task-urile. A bine, gen, eu chiar nu știam că dacă li se fură rolurile, efectiv rămân fără rol, crewmate simplu. Că n-am mai jucat și credeam că poate primesc altceva sau chestii. Ce să fac aici?
noi să fim sănătoși, a murit Rodby, putem da skip. Da, da, Pateu. Clasic. Unde am găsit cadavrul? Bă, de ce l-ați omorât pe Pateu? Bă, ia stați așa, bă, ia stați așa. De fapt l-ați omorât pe Rodby, hai să... Care cum l-a omorât, că na. Da. Nu-i frumos. Unde e cadavrul? Totul până la Rodby. Hai, spune, Andrei, unde? Cred că Rodby era cu noi, nu? S-a făcut la grămadă. Și de ce fix pe Rodby? Dar unde erați? Eu nu știu că pute, de ce n-ai va fix pe Rodby? Că pute ești așa. Pinky. Unde erați? Așa a fost o țintă. Unde erați? Sus, în Advin. Sus? Sus? Sus, în Advin. Sus! Acum n-am mai votat Pink când nu e lawyer. Păi, acum nu pot să votez dacă sunt lawyer. Are și el dreptate. Că știu cine e și da. Eu eram la Launchpad, vorbeam și eu cu iubirea vieții mele și mi-ați omorât omul. Ah, de față cu tine. La Launchpad? Da. Dar ce faceți, mă, la Launchpad? Stați un pic, dacă primul kill a fost în spate. Că știu că eu cu Teo l-am lăsat pe Pateu în spate, dacă ți-amintești eu când s-au dat luminile. Da. Și viața mea, Dani BH era în spate. Opa. Viața ta, Dani BH era la Launchpad, că vorbea pe Yahoo Messenger cu Pateu. Pink e safe rău de tot, vă zic eu. Păi și a fost rădat în dragoste, poate înseamnă. Sau? Și Asteca e safe, eu cu Asteca eram laborator singuri. Da. Ți-a avocat, ți-a avem în jocul ăsta. Pe toți. Am făcut toți dreptul, ce să mai... Deci dăm skip și aia e, hai. Luc. De ce? Dar ce-i cu Luca? Bă, dar fiecare meci sunt eu. Păi dacă... Mamă, nu știm nimic, ești nebun. Păi, mai pune mâna și tu pe o carte, Pink. Stropitoarea e robinet portabil. What the fuck? Dude. Stai, ce trebuie? B2. Nice. Pincane! Ok, nu știu pe cine am omorât. Oh, ușor. I-ai văzut făcând ambii kill-uri? Nu te-am văzut pe tine. Păi pentru că eu am fost ultimul. Tifu. Pentru că sunt șerif. Sau Tif. Sau Tif, of course că sau Tif. Cum mai fost tu atunci... Păi și ce? Da, nu, sunt șerif. Ok. Și nu știu pe cine am omorât. Știu că deci fii atent, era un corp, s-a făcut un kill. Luca. Deci... Da. Noi doi suntem mereu acuzați, dar fii atent. Cam acum un rol și eu am stat cu Pink și a crezut de mai multe ori că o să facem kill-uri împreună și eu zic că este Pink. What? Eu l-am văzut pe Pink când am făcut kill-ul, dar ci drept a mai făcut cineva... Stai, cine a zis ce? Eu. Nimic. Stai puțin. Deci stai, nu, again, zi cine ce? Nici eu n-am înțeles. Eu am înțeles ce zice, deci, dar nu poți să zic. Păi nu poți să zic pe ce n-a? Eu am înțeles ce zice ea. Că ești impostor. Nu, da, eram șerif și am făcut kill, stai că nu înțeleg. Da, da, tu ai crezut că ești în echipă cu cineva, Pink. Mm-hmm. Ca șerif. Da, de gol. Nu ca șerif, nu ca șerif. Teo. Ce? Teo, stai, ce echipă? Ce echipă? Hai mă, Nacăl, că zic eu pe față, dacă mori aia e. Nacăl e spy și tu ești impostor, hai. Bam, gata, bun, a zis, dar spy-ul nu vede cine e impostor. Păi nu vede, dar a zis că ai crezut că dați double de mai multe ori, așa a zis. No, what? Eu eram fix lângă tine acum când ai făcut kill-ul. Ce treabă ai cu mine, că eu sunt șerif, eu nu știu că tu ești spy. Am pute Pink. Bă, nu știu. Mamă, deci Nacă la zis gen, da, știi ce, eu sunt spy și... Ei, nu, dar îți dai seama dacă e impostor, că se... Bro, dar cum a gândit-o Nacăl că am vrut adică eu să fac... Adică e și nu poate să gândească sau ce vrei să spui? Mă, cum a gândit că gen sunt impostor cu ea când eu eram șerif? Are creierul mare. Da, GG Pink. Nu, ca idee, gen habar n-aveam ce vrea de la viața mea, like, chiar nu voiam să fac niciun double kill cu ea, ești nebun. Morții nu oroesc, Pink.
Faceți task-uri leprelor. Doamne, ce drăguț e animația asta, e adorabilă. E Luca. Pentru că? Pentru deoarece și pentru că? Pentru că eu tocmai am ieșit din office și m-am dus în sus că aveam task în greenhouse. Și îl văd pe Luca cum coboară. Nu, am coborât, am venit în admin. Ok, continuă. Te-am văzut cum cobori pentru că am văzut și footprints. O să zic și eu după, dar spune tu, hai. Footprinturile tale erau de sus, din greenhouse. Footprinturi, ok. Bun, fiți atenți, eu am ieșit din admin și tu veneai dinspre office, într-adevăr. Kill-ul era la greenhouse sus, care, dacă cum bine știm noi harta asta minunată de ne pune Pink să o jucăm, are un vent la greenhouse și poți direct să te duci la office. Deci tu poți foarte ușor să ieși de acolo. Nu zic că ești tu. Eu am văzut footprints de la tine, Luca. Am văzut efectiv footprints de la corp spre tine. Jos. Nu, am văzut footprints venind fix. Eu n-am venit de sus, eu am fost admin. Eu am fost admin. Deci l-am văzut pe Dani că m-am asigurat că a făcut O2, gen s-a dus în sus la O2 și m-am dus la admin, că n-avea rost să mă duc și eu cu el. Footprints-urile erau fix în partea aia și tu veneai din sus. Nu am ce să eu am venit de la admin și v-am spus, dacă e să fie Carina 2000 IQ, un vent la greenhouse și te duce fix în office de unde ai venit tu. Eu nu sunt 2000 IQ, eu nu știu să joc impostor. Da, nu putem să mergem pe premiza asta. Sau poate nu ești tu. Dar eu ți-am zis, bă, ăla-l meu. Traseul meu, eu n-am venit de sus niciodată în viața mea. Bă, suntem efectiv numai 5. Da. Bă, credeți-mă, îs detectiv, i-am văzut footprints, am văzut cum a venit de sus și sus era kill-ul. Ok. Oare mai e cineva în afară de... Dacă e suspectă. Dar singurul care a plecat de aici e tipul ăla. E Alex. Deci e clar că e Alex Gabi care da. Nu e așa. Da. Okay. Bă, Alex Gabi, dar ți-a luat 10 primăveri să faci un kill, băga-mi aș picioarele că te-ai zis. Fă mă, stacat o dată și dă vina pe altcineva. Erai impostor? Eram tif și apoi impostor și tu ai zis la panorama aia cu ai căutat să faci double kill cu mine, like, nici nu știam cine ești. Da, uite, ai stat foarte mult pe lângă mine, cum nu știi cine sunt? Sunt roz, ca o bombonică. Și eu sunt roz. Bă, dar nu mai suport, mă, Alex Gabi gen și-a bătut joc maxim, bă, a zis, bă, eu nu fac kill. Și s-a plimbat 2 minute pe hartă de unul singur, gen. Da. Care n-a avut, stai mă, ce se întâmplă? Vătați! Nu se fătă sus și puii mei. Bă, păi nu contează, fă chinuri! Stai mă, că mai era și Teo. Bă, cine nu votează? Alex Gabi. Eram eu, Alex votează. Bro, sunt trei. Alex Gabi. Băi, am ieșit, vă pup, ne auzim. Dragoș. Doamne. Bă, o seară bună tuturor, vă iubesc. Nu mai dai spoiler, adică lasă-i întâi să voteze măcar, că poate să scotea. Ce să voteze, mă, că nu se scotea, că votaseră ăștia.
Nu, nu votați când ai zis. Oricum, și-a bătut Luca, Luca, ce erai? Geacal. Geacal. Deci tu chiar făcuse kill acolo. Da. Ah, okay. Nu prea aveam cum să fiu credibil că ai zis că mi-ai văzut footprint-urile, adică mă și gândeam că n-aveam Luca, cum să dau. Nu mai am încredere în tine în viața mea, deci știu de un curangiu. Vreau să fiu ceva interesat. Da, e decent. E decent. Acum trebuie să am grijă. Că nu se știe dacă avem din ăla de ghiciște rolul sau nu. E rugby, 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 rugby. Ce? Nu e rugby. Nu sunt eu, Luca. De ce dai vina pe mine? Că gentalele așa se văd. Sunt 80% sigur. Rugby e blestemat. Sunt blestemat, da. A, bine. Da. Hai. Păi și Luca? Bă, îl bătăm pe Luca? De ce? De ce să-l bătăm pe Luca? Pentru că ai vrut să dai vina pe mine random. Dar cum adică random? Adică tu nu știi de ce vreau să dai vina pe tine. Păi de ce vrei să dai vina pe tine? Cum vrei, mă, cum... Nu, de ce, de ce vrei să dai vina pe el? Nu, e blestemat. La, da, nu sunt 100%. Cine l-a blestemat, gen? Păi și atunci de ce ziceai că e el ca și cum erai 100% sigur? S-a ținut drept după mine, nu a făcut, nu s-a oprit nicăieri și am fost... Bro, e rugby. Era turul mapei, bro. Și am găsit... Păi da, și am vrut să văd ce face, adică... Ce înseamnă bă, da, și voi vă comportați. Când e blestemat, la final de oară, după rând asta. Dacă nu dați afară, impostorul stă afară. Dacă, nu, dacă nu dăm witch-ul afară. Da. Da. Bun, și cine a fost pe lângă tine, Roddy? Așa că hai să vedem. De la începutul rundei nu mai... A fost Luca, mult, mult a fost Luca. Bă, dar de ce ești? De ce? Bă, Roddy, dacă eu am fugit de tine, crezând că ești impostorul, nici măcar nu m-am atins de tine. Bă, pierdeți timp aiurea. Nu e niciunul dintre voi și la început... La începutul rundei putea să-și ia blestem în 4 secunde și de atunci are blestemul. E mare schimb decât dacă știți ceva de Alex Gabi. Alex Gabi și ceva de el? Alex Gabi mult. Păi noi l-am găsit. Da. Noi l-am găsit. Eu da, l-am găsit. La... Păi unde? Întrebați și voi, oameni, ce Dumnezeu? La communication în față. La communication în față. V-ați certat un minut de la aia. Da, nu se votează, am murit. Un specimen cu Carina. M-am ocupat, s-a fost clipul de Among Us. Da. O să răspund pe rugby, pa Luca. Pa Luca. Nu e mă Luca. Vă urăsc pe toți. Noapte fără niciun fel de problemă. Noapte o seară bună să ai. Bim-bim. Noapte bună. Da, nu o să mă duc să fac luminile pentru că sunt extrem de foarte leneșă, dar o să mă duc să-mi fac restul de task-uri. Ce ar trebui să fie făcute de toate. Oh! Bă, ce ați făcut mă cu ăsta? Ok, mă spre electrical. No, no idea. Eu garantez pentru Dani care era lângă mine, eram. Te oi safe că era. Mai era un grăsuț. Mai era un grăsuț. Și mort la electrical. Un grăsuț burger? Eu eram da. În laborator. Mamă, păi cred că ești impostor, mă. Eu cu unde că... erai viața mea? La specimen viața mea, era cu Dani BH și cu Knuckle. Dani BH și cu Knuckle. Eu v-aș zice și rolul, dar mie să nu fie de la. Ești de la dacă îmi zici rolul. Zil, zil. Adri, tu unde ai găsit corpul? Mergeam spre electrical, e la intrare în electrical. Prin eliminare avem Carina, Carino, Teo, Asteca. Sau Adri. Păi eu eram cu Asteca în card. La card eu eram în laborator. La laborator. Mai Dani, era cineva în laborator? Luca, tu nu erai tot în laborator? Nu, mergeam cu Dani. Să... Nu erați în laborator? Nu, eram singură la în laborator. Nu mai era nimeni. De intrare, gen în lab, din specială. Deci tu erai singură, Carina? Da, eram singură. Singura noi avem tot alibi. Noi, eu cu Knuckle și cu Dani chiar am fost împreună. Aolo, doamne, ce joc. Bă, eu aș spune Adri. Și vă zic de ce. Vă zic de ce, pentru că Dani a zis că a fost la specimen cu Carina runda trecută. Nu, 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 nu a fost cu mine, a fost cu Knuckle. Nu, nu a fost cu Carina, a fost cu Knuckle. A, tu asta zici? Bă, nu știu.
Asta e concluzia mea. Barna. Concluzia mea e că nu știu. Ei, alte Carina, întrebări? Eu tot pe tine am dat, pa. Bă, dar ce aveți cu mine? Dar ce aveți cu mine? Nu te suport. Bine. Nici eu nu te suport. Bro, eu stau singură pentru că vreau să-mi termin task-urile și nimeni nu vine cu mine. Ok. Adri sau Dani, ce s-a întâmplat? Adri sau Dani? Nu da. Am văzut. Glumești, eram 5 la laborator. Nu, păi deci... da, dar s-a mișcat cineva. Gen, voi trei erați stacați și s-a mișcat cineva, dar n-am văzut exact. Cred. Am făcut, gen, eu eram în task, după ce am ieșit din task am dat report la corp. Cred că am clipit. Adri, tu ce ai făcut? Cred că am clipit. Dar nu plecam. Ba da. Mai era cineva în laborator. Mai eram, mai eram eu, dar eu eram în task. Nu contează, era... E ori Dani, ori Adri și Adri pleca de acolo. Eu eram lângă voi, doar, dar gen nu eram în voi. Da, Carina noi. Eu eram și pe lângă. Și stai mă, tu ai blestem pe tine? A. Deci Dani sau Adri? De ce, Carina? Nu știu, da, exact, că gen, tu, Carina, ai fost suspectă și nu da trecută. Da, dar eu nu eram mai lângă voi. Acolo. Eu n-am avut cum să fac el pentru că nu eram lângă voi. Eu eram în task de lângă și știe și astea că au văzut. În laborator cu noi. Da, dar nu eram în voi ca să pot să fac kill-ul la o altă. Știți dacă am dat un impostor afară? Nu. Nu cred. Nu. Nici eu nu cred. Posibil ca Arina să fie witch atunci și, nu știu, hai. Adri impostor. Din moment ce, gen, Carina a fost acolo în laborator când ai înaintea ta Asteca sau după tine? Eu am trecut de multe ori pe lângă Adri și nu mi-a dat omorul, deci... Păi asta zic și eu am stat, gen... I-aș fi dat capacul Antonia, într-adevăr, da. A rămas Carina și probabil mai e un singur, mai e vrăjitoare. Bă, n-am cum să fiu eu, efectiv, eram lângă voi și voi erați toți stacați. Adonă, oameni, pa, Asteca... Na, câștigă Dani. Ce să-i faci? Ah, doamne, nedreptatea asta. Bă, ce au jucat. Bravo. Bravo. Bravo.